Bună tuturor celor din ziua de berbec sau care veți ascendentul sau luna ziua de berbec și bine v-am regăsit la citirea despre iubire în intervalul 15-30 noiembrie 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc în suflet. Sar mesajele pentru voi, hai să vedem ce se întâmplă în perioada aceasta și vom începe cu situația actuală unde avem o un nemulțumire pe o relație de lungă durată sau căutați variante prin care să vă de persoana iubită Aici mai vorbim și de plictiseală sau de o dezamăgire, de o greutate emoțională, o lipsă, un gol pe care, pe care, pe care îl resimțiți. Ce se întâmplă cu voi? Parcă nici nu reușesc să vorbesc. Sunteți în divorț, posibil unii dintre voi, sau sunteți într-o prăpastie emoțională. Posibil să aveți de face și cu zodia Taur sau cu zodia Balanță. Dar aici vorbim într-adevăr de o situație destul de tensionată Vă simțiți, dați la o parte Mă aveți de face cu o persoană foarte orgolioasă, foarte mândră Sau o persoană care tratează relația foarte lejer uh, Nu ia în serios legătura amoroasă cu voi Iar lucrul acesta îngreunează toată, povest uh, toată povestea în trecutul apropiat, totuși ați început uh, relația aceasta într-un mod destul de serios sau stabil, cu dragoste împărtășită, cu promisiuni, dor, posibil ca unii să știți de mai mult timp această persoană, după care lucrurile au început să se îngreuneze în perioada imediat următoare sau în prezent. Și vorba și de o veste, o vizită, o întâlnire, ori simțiți prezența unei alte persoane în legătura voastră amoroasă? Ce știți voi? Că da, există posibilitatea să mai fie cineva implicat. În același timp, ce știți voi este că oferiți iubire necondiționat. Uh, sau um, ce se întâmplă aici? În prezent, posibil să fie o sarcină, un copil, minciună o relație la distanță pe care o descoperiți a nu fi una chiar sinceră, posibil, unii dintre voi, posibil să de-a face și cu Zodia Vă simțiți într-o închisoare din punct de vedere emoțional, dar sperați să ieșiți din zona aceasta ca o neputință, ca o greutate pe partea emoțională. Va urma un turn, un moment sau o situație care vă zdruncină, un adevăr. Hai să vedem despre ce este vorba, un secret care va ieși la iveală există un secret și vă pune într-o pauză, vă pune într-un punct de stat de gândire ce fac, mă sacrific pentru această iubire sau nu. Dar căutați să abordați situația într-un mod total diferit față de cum ați făcut-o până acum, dar sunteți foarte triști. Veți fi într-o zonă, într-o situație foarte tristă, dar apare și comunicarea. Să vedem dacă primiți mesaj, veste la persoana iubită. Da, veți mai primi niște semne. Cred că unii dintre voi sunteți tratați într-un mod destul de urățel din punct de vedere emoțional sau într-o relație de dragoste și e posibil ca intervalul 15-30 noiembrie să scoată la suprafață sau să vă arate în ce fel de legătură amoroasă sunteți, ce simte cu adevărat persoana iubită, ce are de gând pe viitor și așa mai departe, pentru că viitorul apropiat... În prima săptămână spre a doua săptămână din acest interval de timp avem diavolul, da? tentație, dependență, ceartă, dorințe carnale, dorințe de control. O persoană dominatoare, posibil să aveți de-a face și cu un capricorn sau cu o persoană în ziua de berbec. Foarte multă nemulțumire sfletească. Vedeți voi berbecilor că nu treceți printr-o perioadă extrem de benefică sau bună din punct de vedere emoțional. Aveți nevoie de <gâng> terapie sau aveți nevoie de susținere morală sau emoțională în perioada următoare, chiar veți cere niște sfaturi, pentru că pur și simplu simțiți că ajungeți într-un punct de disperare, nu mai înțelegeți cum să ieșiți din această situație amoroasă sau ce să mai înțelegeți din, din acea poveste de dragoste. Voi vă aflați într-un cinci de cupe, clar, aici vorbim de dezamăgire, clar, vorbim de, su de supărare, de suferință, de regret, vă uitați în urmă la situațiile care au fost, care vă copreșesc întru totul și mult blocaj posibil ca unii dintre voi să aveți relațiile pe pauză sau să le puneți pe pauză apar anumite rivalități lupte, încercați să trageți de la persoana iubită ce se întâmplă, de ce se comportă așa de ce vă da la o parte, care este motivul există într-adevăr foarte multă curiozitate, voi vreți să aflați detalii în legătură cu evoluția relației de dragoste unii chiar veți merge la preot nu știți ce să mai faceți începeți să vă rugați și mi-apare multă intimitate stați în pătrățica voastră și ori vă veți focusa mult pe muncă ca să mai puteți uita de problemele amoroase ori chiar aveți foarte multe sarcini de dus la îndeplinire dar în același timp vă stresează și partea amoroasă cealaltă persoană este foarte impulsiv, nehotărât, posibil să fie de la un drum și vă pune într-o așteptare persoana aceasta, dar și el sau ea la rândul lui sau la rândul ei este într-o confuzie. Nu văd nicio acțiune din partea acestei persoane, ca și cum se leagă la ochi, nu vrea să audă, nu vrea să vadă, nu o interesează, nu îl interesează nimic. Este într-o pauză, foarte multe gânduri apar la această persoană, dar în același timp nu refuză, nu știu, anumite ieșiri, văd că se bucură sau veți afla de la prieteni comuni, că această persoană se simte bine, că nu lasă de înțeles că este afectată sau afectat de ce se întâmplă în relația voastră, dar aici apar multe minciuni sau persoane false sau dușmânii, dar nu există sinceritate în toată situația voi este frică de abandon, voi este frică ca nu cumva această relație să se termine definitiv și acea persoană să nu se mai întoarcă niciodată. Nu vreți să lăsați această iubire în urmă. Posibil să aveți de face și cu un semn de pământ, taur, fecioară, capricorn. Veți căuta variante prin care să vă înțelegeți sau să readuceți această poveste la viață. Dar vedeți că aici vorbim de un final definitiv. E frica voastră de final. Dar după această transformare, după acest final care este natural, să știți, nu este nimic forțat, vă așteaptă o călătorie nouă și nebunească în același timp. Posibil să vă îndrăgostiți de altcineva, acolo unde este cazul, pentru că scăpați de singurătate și suferință, veți fi căutați de către o anumită persoană sau veți socializa mai mult, dar cam greu veți trece peste acest hop. Aici este energia unora dintre voi iar deznodământul ce vine până la sfârșitul lunii noiembrie e un doi de spade. Confuzie totală, nesiguranță, neîncredere, lipsă de orizont. Nu vedeți, nu auziți nu știți ce va fi. Dar reapare comunicarea. Deci veți primi un semn, veți primi o veste. Sau vi se va spune adevărul verde în față. Ideea este că unii veți privi acest adevăr din două unghiuri. Pe departe vă încântă să aflați adevărul, ce se întâmplă de fapt în capul partenerii sau a partenerului, dar în același timp vă trebuie foarte multă forță și curaj să luptați cu voi sau să munciți pentru iubirea voastră, pentru a depăși anumite momente, pentru că vă așteaptă soarele, da? Vă așteaptă soarele. Aici vorbim de șanse jumătate-jumătate, e o relație complicată, e o relație care nu își are deznodământul în acest interval de timp. Fiți căutați dreptatea și să fiți corecți în fața situației, da? pentru că e, și, e, vorba și de o lungă așteptare, mai ales acolo unde vorbim de o relație de trio, da? care vă obosește, vă duce într-un punct de epuizare. Deci sentimentul pare a fi reciproc. Dar vedeți voi, mai este o dragoste după colți pe care nu o vedeți din cauza acestei situații în care vă aflați acum. Poate exista și un interes la mijloc pentru această poveste sau în această poveste de dragoste. Veți cere într-adevăr îndrumare. Veți avea nevoie de sprijin. Atenție în cine vă puneți încrederea. Cui povestiți viața voastră amoroasă pentru că aici vorbim de persoane false în jurul vostru care se bucură pentru tristețea și pentru necazul prin care treceți din punct de vedere emoțional. Vă văd într-o suferință, nu, foarte greu vă reveniți, dar uh, încercați, văd că veți încerca să aduceți un element nou în viața voastră. Posibil că aici să vorbim și de relații mai complicate, în ce sens, să existe copii sau, da, suferiți, în cazul femeilor din zona de berbec, că aveți copil cu cineva, iar acel bărbat, acel bărbat nu vă mai bagă în seamă sau este căsătorit, lucrurile sunt complicate, dar căutați o portiță de ieșire din toată situația. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!